Jador și Georgiana Elisei au parte de o dragoste cu năbădăi cu multe certuri și împăcări. Artistul a reluat relația amoroasă cu fosta lui iubită, ori nu au fost despărțiți niciodată cu adevărat. Duminică după amiază, artistul a fost surprins împreună cu Georgiana pe malul lacului Snagov. Ei bine, cei doi îndrăgostiți nu au fost singuri, ci cu prietenii apropiați, printre care și Roxana Neme și Cătălin Moroșanu, o mică reîntâlnire după competiția Fenomen de la Canal D. Jador, Roxana Nemi și Cătălin Moroșanu au petrecut împreună cu muzică și voie bună. Bineînțeles și cu partenerii lor. Lui Jadori s-a alăturat Georgiana Elisei cu care a fost văzut de mai multe persoane. Cei s-ar fi comportat ca un cuplu și nu ar fi ezitat să-și arate sentimentele chiar de față cu prietenii lor. Pe Instagram au început să circule imagini cu Jador și Georgiana, iar susținătorii faimosului s-au bucurat tare mult să vadă că relația lor merge ca pe roate. Așa cum deja vă anunțase, în bat clopote de nuntă, dragii mei, au scris viperele vesele în mediul online, alături de o imagine cu Jador și Georgiana Elisei. După cum bine știți, Georgiana este fata pe care Jador o iubește dinainte să devină cunoscut publicului și, în ciuda tuturor certurilor și despărților dintre ei, se pare că iubirea lor învinge. Este fata pe care am cunoscut-o în timpul facultății, am stat ceva timp cu ea. Și m-a cunoscut ca unulț care era casier și nu ca Jador, care are bani în buzunar și poate să mănânce ce vrea el. Femeia are tot respectul meu, am spus mereu de ea și o să mai spun. Mi-aș dori din suflet să mă aștepte cât am de muncit, a declarat Jador în urmă cu ceva timp.